Lista liderilor PNL în județul nostru are ca principal scop pregătirea alegerilor de anul viitor, alegerilor locale. Astăzi am avut o vizită de lucru în județul Iași, unde am vizitat multe investiții, multe obiective, la Miroslava, parcul fotovoltaic, la Lețcan, cimitirul eroilor și am depus să vedem pe coroană cu ocazia Zilei Armatei. Am avut în cadrul unui proiect al Trinitului Național Liberal o plantare de cel puțin 300 de copaci în cadrul proiectului Rădăcini pentru România. Apoi vizite și întâlniri cu activul de partid la Podul Iloiei, Pașcan și evident în seara asta, începând cu ora 17, la Casa de Cultură a Studenților, unde vă așteptăm și pe dumneavoastră. Aș vrea să reiterez faptul că astăzi la Iași Partidul Național Liberal are o echipă unită și pregătită să câștige alegerile locale de anul viitor. Am să-i dau cu permisiunea dumneavoastră cuvântul și domnului copreședinte. De cât la mine am, apro pozitiv, caracterizarea acțiunilor de astăzi, fiindcă de mult așteptam vizita asta, care din motive obiective întotdeauna s-a dus din nou până în plasma zilei de Sfântul Duminică. Dacă ne așteptam o zi, făceam Sfântul Duminică și nu regretați că nu. Lucrurile au mers așa cum se cuvine și convingerea că doar în echipă pot să învingi, am regăsit-o în toate locurile de unde am poposit astăzi. Mulțumesc, domnule profesor Oprea. Să dau punct și în gazdei județului, președintele Consiliului de Sănătate. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, permiteți-mi să le urez și eu bun venit doamnei președinte Gorbiu și domnului președinte Blaga în orașul nostru și în județul nostru. Să vă spun dumneavoastră că dumnealor au venit cu o surpriză pentru dumneavoastră. O surpriză la care s-a muncit mult timp și pentru realizarea căreia s-au cheltuit foarte multe resurse, în primul rând cele de orgoliu și apoi cele de înțelepciune. Și dacă această săptămână, care astăzi se încheie frumos, cu ziua Domnului, a început într-o notă cu care și dumneavoastră și Partidul Social Democrat erau obișnuiți, la PNL erau 9 candidați pentru primărie, cei de la PSD erau fericiți, vedeau viitorul în roz, PNL-ul chiar începea să fie un pic acuzat în spațiul public de inabilitate politică, cel puțin spus. Săptămâna se încheie în forță și, din punctul meu de vedere, cu cel mai bun rezultat, cu putință pentru comunitatea noastră. Și ca să depună chezășie pentru acest lucru, cei doi copreședinți au venit la Iași să vă spună dumnealor dumneavoastră și prin dumneavoastră și orașului această minunată surpriză pe care am pregătit-o și care cred că este soluția pentru viitorul comunității noastre. Mulțumesc tare! Mulțumim tare mult că sunteți astăzi alături de noi. Dați-mi voie să încep cu un mesaj din partea Partidului Național Liberal pentru Armata Română și de Ziua Armatei Române. N-am avut prilejul să comunicăm cu presa astăzi, dar în numele Partidului Național Liberal urăm și noi la mulți ani Armatei Române și le mulțumim pentru curaj, pentru profesionalism, motiv pentru care am și înțeles importanța acelui pact pentru mărirea bugetului de apărare la 2%. Să știți că în 2017 un angajament pe care Partidul Național Liberal nu l-a uitat și așteptăm să vedem cum se creionează bugetul acum până în data de 15 noiembrie, astfel încât să putem să avem garanția că pactul pentru apărare și pentru bugetul apărării va fi unul respectat. Altfel, credeți-mă că mă simt extraordinar ca moldovean, că mă simt minunat la Iași de fiecare dată când vin. Astăzi mă simt de două ori mai bine, pentru că am reușit să facem o vizită în județ, să lansăm deja doi candidați. Am fost la Lețcan și la Miroslava, unde avem primari în funcție, unde am văzut ce înseamnă să ai investiții, să ai potențial pentru proiecte europene, să ai șomaj zero și așa mai departe. Și am fost
din fericire și în două locuri, la Pașcani și la Podul Loaiei, unde nu avem primar în funcție, dar unde se vede diferența de la cer la pământ între rețeta liberală din comunitățile unde avem primari liberali și, bineînțeles, structura socialistă a administrației, care n-a reușit, cel puțin în Pașcani, îmi spuneau cei aproape 500 de oameni prezenți în sală, că n-au reușit să absoarbă niciun leu din fonduri europene, apoi să mai scrie un proiect pentru a absorbi aceste fonduri. Acum, revenind la Iași, vreau să vă spun că îmi place să mă gândesc la Iași întotdeauna ca la o capitală culturală, ca la o capitală academică a României, orașul cu una dintre cele mai vechi universități din România, orașul unde s-a jucat prima piesă de teatru în limba română. Și vă spun toate aceste lucruri pentru că cred că ar trebui să rămână orașul ideilor îndrăznețe, orașul care să absoarbă tot ce înseamnă intelectual și elită și nu cred că ar trebui să rămână așa cum este văzut în ultima vreme orașul Nichita sau orașul Cancanurilor sau orașul declarațiilor misogine. Sunt două exemple care, cel puțin în opinia mea, ar putea să-și găsească locul foarte ușor într-un manual de misoginism. Vorbesc de experiența primarului în funcție și vorbesc de declarația nefericitului care a fost până de curând secretar de stat la Ministerul Educației, care ne explica cum elevele trebuie să învețe lecții să meargă pe topuri. Jenant pentru cineva care este din Iași să dea dovadă de atâta lipsă de educație și, repet, a dat dovadă de misoginism în anul 2015. Tocmai de aceea, cred că Iașul în prezent are nevoie de repere. Avem înțelepciunea astăzi în Partidul Național Liberal și le mulțumesc tuturor din echipa județeană a Partidului Național Liberal, le mulțumesc domnului Oprea, le mulțumesc domnului Alexe, le mulțumesc celor din echipa municipală, că au ajuns la o concluzie foarte înțeleaptă în privința candidatului. Este un candidat pe care eu personal mi-l doream foarte tare în această competiție și cred că nu greșesc când spun, în numele Partidului Național Liberal, că un manager public, un om care s-a dovedit a fi gospodar în funcția pe care a deținut-o în ultima vreme, va fi un foarte bun gospodar și pentru municipiul Iași. Bineînțeles că vă rog cu toți că vă de Mariu Bodea, motiv pentru care astăzi, la evenimentul pe care îl vom avea la ora 17, vom da multe detalii și vom povesti cumva perspectiva noastră despre ce se va întâmpla în județul dumneavoastră. Mai sunt două aspecte foarte pe scurt pe care vreau să le subliniez și țin neapărat să vorbesc puțin despre partea cu infrastructura, pentru că peste tot pe unde am mers, în localitățile din județ, evident s-a vorbit despre nevoia autostrăzii Iași-Mureș. Este un proiect prioritar, este un proiect esențial pe care programul de guvernare al Partidului Național Liberal îl include. Și nu doar acesta, să știți că România are nevoie de toate cele trei autostrăzile, de Pitești, Sibiu, de Iași, Târgu-Mureș și de Ploiești-Brașov, pentru că infrastructura, așa am văzut-o prin toate județele pe unde am fost ca Partid Național Liberal, înseamnă dezvoltare și înseamnă prosperitate. Din păcate, dacă stăm și luăm începutul, debutul de mandat al PSD până astăzi, la 3 ani jumătate, o să vedeți un bilanț care seamănă cu bilanțul absorbției la fonduri europene pe 2014-2020, adică 0 km de autostradă în Moldova. Cred eu că e o primă economică acest bilanț, iar scopul este să-i țină pe românii din această regiune în sărăcie și mi-asum ceea ce spun, pentru că eu cred că PSD-ul știe că un electorat dependent este un electorat care va vota mult mai ușor PSD-ul. Iar în momentul în care acel electorat nu va mai fi dependent, dintr-o dată nu va mai simți nevoia să voteze un PSD
așa cum este acesta. Vă amintesc că astăzi la Iași, promisiunea din toamna trecută a primului ministru, e un an de când primul ministru promitea faptul că centenarul Unirii va găsi România cu toate regiunile României unite prin infrastructură, prin autostrăzi. Sigur, s-a întâmplat ceva notabil de atunci. PSD-ul a reușit să inaugureze o singură autostradă, provine tronsonul Oreștie-Sibiu, care știți ce soartă are atunci. Se demolează și o să vă dăm ca stat, ca fiecare dintre noi, ca cetățenii ai României, o grămadă de bani ca să participăm la reconstrucția acestei autostrăzi lansate electoral de Ponta. Indiferent cine va fi la Ministerul Transporturilor și vă asigur asta împreună cu Vasile Blara, indiferent cine va fi la Ministerul Transporturilor din partea Partidului Național Liberal, va avea literă de lege această autostradă, inclusiv pentru zona Iași-Târgu Mureș. Și ultimul aspect pe care vreau să vi-l subliniez este cel legat de bani. Eram în sală primarii Partidului Național Liberal și nu doar cu ei, care ne spun un lucru pe care îl știm cu toții. Banii de la bugetul statului, banii din Misteria Națională, sunt direcționați exclusiv către comunitățile conduse de primari PSD. În mod netransparent, în mod cinic, pedepsind celelalte comunități care au o singură vină. Au primari de altă culoare decât PSD-ul. Sunt lucruri care ar trebui să ne dea de gândit și lucruri pe care noi le sancționăm în fiecare zi. Gândiți-vă că în acest moment, din punct de vedere economic, trăim o situație periculoasă. Guvernul a sabotat încheierea unui nou acord cu fondul și, din punctul meu de vedere, a sabotat cu bună știință încheierea acestui acord pentru a putea concepe, croi bugetul pe 2016 ca pe un buget electoral. Acordul cu Fondul Monetar este, și am spus-o nu de puține ori noi, ci din Partidul Național Liberal, o garanție pentru stabilitatea economică. Ar fi fost o garanție pentru abandonarea, într-o mare parte, de către PSD, a populismului și aveam în același timp garanția că banii nu se vor duce fără să, sau sfidând echilibrele macrobugetare. Ați văzut criticile aduse de Fondul Monetar Internațional în urma întâlnirii cu guvernul care justifică neîncheierea acestuia. Dezinteresul pentru infrastructură, lipsa reformelor structurale, mai ales în privința companiilor de stat, colectarea insuficientă a veniturilor și cam tot ce spune Ponta e pe invers spus din gura Fondului Monetar Internațional. Ca atare, vă spunem și de la Iași că vom fi foarte atenți la acest sfârșit de an, la cum va cheltui Ponta bugetul statului, la cum va trimite PSD banii exclusiv pentru a cumpăra primarii sau bunăvoința primarilor din teritoriu. Și vom fi de asemenea foarte atenți la cum va fi creionat bugetul României, astfel încât să avem un buget care să asigure stabilitate, care să se manifeste pe domenii care sunt prioritare pentru România și nu pentru PSD. Mulțumesc și aș vrea astăzi când sărbătorim 71 de ani din când în primul oraș din România care a fost eliberat de Armata Română, zic care coincide cu ziua Armatei Române, să-i felicităm pe toți cei care sunt sub drapel și să-i asigurăm de sprijinul nostru, așa cum spunea și doamna Gorghiu, ne vom ține de cuvânt și ceea ce am promis, 2% din buget pentru apărare, acest deziderat va fi îndeplinit. Aș vrea de asemenea să le mulțumesc colegilor noștri din organizația Județeană Iași pentru aportul deosebit pe care l-au avut la câștigarea alegerilor prezidențiale de Klaus Iohannis. Pentru că, iată, s-a demonstrat că se poate numai în Suceava, mai înalt, se poate și în Iași. Și sunt convins că asta arată potențialul nostru din acest județ, pe care îl vom valorifica așa cum trebuie la viitoarele alegeri.
Și datorită înțelepciunii colegilor noștri care au înțeles că lucrez într-o echipă și lucrul ăsta mă bucură foarte, foarte mult. De asemenea, aș vrea să le mulțumesc, o să fac și în plan, și celor 31 de primari pe care îi mai avem, care, iată, au rezistat tuturor tentațiilor oferite pe capota mașinilor, prin diferite zări, de către Ponta, camere de câte drame, și nu au trecut la PSD, ne-a pierdut atunci 496 de primari la nivelul țării, pentru că aveam 500 de primari peste PSD. Dar, în același timp, să atragem atenția că acest guvern, la inițiativa lui Dragnea, ce mi-e Dragnea, ce mi-e Ponta, este primul guvern costrăjentrist care distribuie resurse publice prin ordine de ministru. Ne aflăm din teritoriul cum sunt repartizate banii. Până acum, indiferent cine a fost la guvernare, era vorba de Oroanța Oghie, de vădrat de guvern 577, 677, pe Ministerul Dezvoltării sau de fondul de rezervă al primului ministru, întotdeauna banii se repartizau prin vădrat de guvern, astfel încât opoziția să aibă acces la informație și atunci când este cazul se critică, se critice cum am fost criticat, nu odată. Eu o să mă refer la... și aici o singură observație referitoare la Iași. Va doar rectificare bugetară către administrație publice din Iași, vin pe acest an 1045 de miliarde. Cu 1000 sunt la primăriile PSD. Doar 45 de miliarde către administrațiile publice conduse de primari. De ce trebuie să sufere aceste colectivități? Doar pentru faptul că sunt conduse de primari care nu fac parte din coaliția de guvernare. Mai ales că am văzut astăzi diferențe incredibile. M-aș referi la Bașcani. Eu n-am mai văzut un oraș de aproape 40.000 de locuitori, 35.000 de locuitori și ceva, care să nu aibă niciun proiect pe fond european. Dacă mai arătați altul, municipiul de pensionare sau din țară, mă închid. Dar iată care este situația. Și sigur că probabil nici nu a interesat, pentru că e mult mai mult pe eu decât eu din banii de fonduri europene și un control mai strict. Aș vrea să mai fac două referiri, una la buget. Prin cu trimiterea la rectificarea bugetară și una la legea votului prin corespondență. Această rectificare bugetară de toamnă prefigurează, de fapt, un buget dezastruos pentru 2016. Pentru că în ciudat tuturor avertismentelor, are noastră, are Fondul Monetar Internațional, are Consiliul Fiscal, Ponta confundă bugetul de stat cu bușbușa PSD-ului. Și lucrul ăsta i s-a spus. Dar noi, asta este o practică. După noi, potopul în ideea care cei care vin la guvernare după să-și frângă gâtul în încercarea de a corecta situația existentă și n-ar fi prima dată într-o astfel de situație. Pentru că Ponta este guvernul zero investiții și prin această rectificare bugetară în care din nou ia banii de la cinic, de la transportul, că tot el spunea în apărarea unui viceprim-ministru că sunt gropi în țară și trebuie să reparate, ia banii tocmai de acolo. Majoritatea fondurilor publice, da? Și este guvernul care are cele mai mici investiții, cei mai puțin bani alocați în ultimii 10 ani investițiilor, care desigur înseamnă și locuri de muncă și tot ceea ce spunea colega mea, probleme nerezolvate în dezvoltarea infrastructurii. Eu mă bucur că administrația PNL din județul Iași a realizat aeroportul care este o poartă serioasă pentru investitori. Dar dacă nu vom face autostrăzi, dacă vă referiți, dacă vă referiți pe domnul nostru de guvernare după autostrada Pitești-Sibiu, al doilea punct este în programul de guvernare, este autostrada Târgu Mureș, Ungheni. Atunci investitorii nu vor veni. Pentru că nu se pune nimic mai harnic ar trebui mei, eu sunt de acolo. În Oradea aduce mii de oameni din Ungaria, pentru că se pot să dăm în parcurile industriale care sunt pline. În Arad știți bine, sunt 7 parcuri industriale pline, 2 ale primăriei, 7 private, ori investitor mai pune 80 de litri de motorină în Til și ar veni în zona asta, pentru că și motorine aș ști să
lucreze și să cumplească cu tine, vedeți-o și fac într-o societate sau eu știu ce alte componente auto și nu numai. Spuneam că nu avem nicio încredere că va veni cu bugetul în 15 noiembrie, eu aș vrea să mă înșel, pentru că ne tot promite, de atunci când am discutat codul fiscal, că vine cu legea salarizării. Terminul asumat de Dragnea, apoi de Dragnea, a fost 15 octombrie. Și numai ne întreabă, inclusiv în sală, cu bună dreptate, colegii noștri, ce părere are conducerea Partidului Național Liberal de legea salarizării. Care lege? Că n-am văzut. Deci, presupun că tot așa va fi și cu bugetul, dar noi vom fi foarte atenți ca să vedem dacă, într-adevăr, avem un buget de dezvoltare și ne vom aduce propriile noastre amendamente în debită în corespondență cu programul nostru de guvernare pe care știți că l-am aprobat încă din mai. În ceea ce vește legea de corespondență, eu mă bucur că ea a trecut deja prin Senat. N-am depozit și la amendament tocmai pentru a merge cât mai repede în cameră, unde sperăm că în această săptămână să fie aprobată, pentru că dacă în termen și a putea să funcționeze la viitoarea lege generală. Nu mai contează că a fost asumată de către Autoritatea Electorală Permanentă să fie primit, chiar dacă ea este în proporție de 95% proiectului de lege depus de noi în Parlament. Aveți ocazia să verificați acest lucru. Rom este un lucru bun și sperăm să ținem de cuvânt și să nu găsească motive sau să o conteste la Curtea Constituțională cineva de la ei pentru a nu putea fi aplicată la viitoarele alege generale. Mă opresc aici pentru că sunt sigur că aveți mai sunt întrebați. Ați susțineți hotărât și public pe domnul Bodea? Vă susțineți public hotărât pe domnul Bodea pentru primărie? Dați-mi voie să aibă loc evenimentul, nu să pun în ordine întrebării. Deci puneți o întrebare care pentru mine, ca om de management proiecte, mă antepronunț. Lăsați-mă să cânt. Deci, nu oprea, doamna, vă fiu anunțat că domnul Bodea candidază. Domnul Dobașu, știu că aveți o problemă. Eu n-am. Eu am o problemă. Aseară, la întâlnire informală, vi s-au oferit garanții că veți fi susținut pentru nou mandat în Senatul României și cei apropiați dumneavoastră din fostul PDR vor fi pe locurile principiului. Asta va determina să vă retrageți din curtea internă? În primul rând, folosiți un verb a se retrage inexistent. Deci nu v-ați retras? Păi spuneți cu publicul. Mi s-a ok, asta v-a motivat să vă intrați? Doamna Buchiu, e o filială unită sau nu? Eu vă răspund în numele meu. Nu vorbim de niciun fel de garanție pentru nicio retragere absolut. Cine de vă răspund? Dacă dați voie și n-ați fi așa grăbit, v-aș putea spune mai multe. Primul rând, indiferent de ce se întâmplă la municipiu, vă spun eu că l-aș convinge, l-aș obliga pe domnul Obrea să mai candideze la Senat în mandat, pentru că e un parlamentar extraordinar de bun și îmi doresc să întărească rândurile senatorilor, pentru că avem nevoie de senator cu experiență, senator cu o carieră în regulă și care asupra cărora să nu planeze niciun fel de suspiciune. Discuția este una cât se poate de amicală. Evident că este o echipă din moment ce organizația județeană a venit cu o unică propunere de candidatură. Vă dați seama că orice fel de întrebare sau de suspiciune că nu s-ar înțelege este exclusă. În opinia mea, a fost una din cele mai bune vizite în țară, în județul dumneavoastră. Și mă bucur că pot să spun acest lucru, este peste așteptările mele și nivelul de înțelegere și nivelul la care s-a ajuns cu fuziunea și la crearea organizațiilor monocefale și cu candidaturile chiar, repet, este primul județ în care avem lansat 3 candidați. N-am avut bucuria în alt județ până în acest moment să putem spune, uite, unde n-avem primari, am identificat 3 candidați noi ai Partidului Național Liberal, în afară de primarii funcție de care știați cu toții de altfel că au drept de preemțiune și cei care se înscriu pentru candidatură vor fi din nou candidați Partidului Național Liberal. Eu aș vrea spune o singur lucru, că am auzit cu PDL și ce garanții se dau. Noi cu toții suntem membri ai Partidului Național Liberal. Și nici pe mine și nici pe doamna Gorghiu nu ne deranjează dacă toți candidații într-un județ ar proveni din vechiul PDL
sau toți din vechiul PSD, condiția pe care le opune și să câștigi. La Bacov veți merge cu domnul Stavarache și dacă veți merge, va fi un model distins al vreo întregițe? Nu, domnul Stavarache, da, nu va fi candidatul Partidului Național Liberal la municipiu. E un sondaj care, dacă nu mă înșel, săptămâna viitoare va fi demarat. Sunt doi candidați în cursă. Domnul Stavarache nu vrea să candideze. Domnul Stavarache va putea să revină pe scena politică în momentul în care își va rezolva, dacă își va rezolva problemele. Dar avem doi candidați, președinta organizației și senatorul Lucian în cursă. Pentru municipiul Bacău. Deci sondajul va decide care va întâlni majoritatea obținerilor electoratului din Bacău și acela va fi candidatul. Pentru că analiza sociologică este extrem de importantă pentru Partidul Național Liberal și va fi un lucru pe care le vom aduca. Am văzut respect urma și alți colegilor din care de sondaje de opinie. Vreau să întreb în câte județe ați finalizat, ați demarat și... Pe domnul Blada și de asemenea, de ce în ce sală sunteți cu sondajele pentru viitorii candidați la alegerile locale și cine plătește aceste sondaje? Participă cu sume inclusiv candidații opționali sau... Banii nu vin de pe lună, astfel încât organizațiile județene cu candidații le plătesc. Am luat această decizie încă din 24 mai la Pitești. Deci nu este una nouă. Mai mult, desigur că noi, așa cum scrie statutul, conducerea centrală, am fost interesați în mod direct de capitalele de județ, asta este atributul nostru, și vom discuta desigur și despre consiliile județene. Dar eu am spățit peste tot și mă bucură că au făcut-o foarte multe locuri și au avut analize serioase pentru a desemna cu case de sondaj sau prin forțe proprii cei mai buni candidați în toate, localitățile. În 16 județe, capitale de județ, avem primari, da? Sau oameni asupra cărora nu planează niciun dublu chevor candidat. În alte 16 avem în curs sondaje, da? Deci fac 32 și între, dacă ne exceptăm, trebuie să exceptăm Arghita, Covazna, unde Ilfovul, unde nu sunt și iată că încercuim cu Bucureștiul, sunt 7 mai în Bucureștiul și acolo avem separate cele 16, încă 5 și am închis, țara. Și încă o întrebare. Legat de ultimul congres PPE, înțeleg că nu am mai obținut un post de vicepreședinte și, deși avem o delegație foarte numeroasă, vreau să întreb dacă acesta, care sunt motivele sau cum s-a ajuns în această situație, cum s-a ajuns în această situație să nu mai avem un vicepreședinte și, de asemenea, dacă asta înseamnă răcirea relațiilor între PNL și PPE și dacă absența președintelui Klaus Iohannis de la ultimele reuniuni ale popularilor europene ar putea fi considerat un motiv. O să vă răspund. În primul rând, a fost o mare onoare și o mare recunoaștere a meritelor doamnei Goagiu, că a făcut parte dintre cei 12 oameni care au candidat. Și că a pierdut la doar o votă. În PPS sunt 48 de partide, nu numai cele din statele membre ale Uniunii Europene. Iar scor obținut 294, a intrat în Gagar ultima cu 31, dacă bine mi-aduc aminte, da? El a fost scor foarte bun. Nu a influențat cu nimic, faptul că domnul Iohannis nu a fost prezent la congres, că a avut o altă opțiune. Acum, sigur că voturile se fac pe diferite patriuri, nu? Suntem mai puțini cei din sud-estul Europei, da? Pe de altă parte, au candidat numai puțin de șanse comisari. Vă știți vorba forța unui comisar european, sigur că automat atrage spre el mai multe voturi. Și în afară de comisar, a candidat și un fost prim-ministru, care a fost ministru-prezident în
conducerea celălalt din lagul din Germania și care acum este liderul parlamentarilor CDU din Parlamentul European. Deci o sărbătorie grea, eu mulțumesc doamnei Boagiu, niciun fel de răcire din potrivă a relațiilor dintre noi și Partidul Popular European. Chiar dacă permiteți o completare, relația și cu domnul președinte Dol și cu secretarul general Lopez e una foarte, foarte bună. Și am convinerea data viitoare vom avea un post de vicepreședinte. Am ratat la foarte puțin acum. Eu îi mulțumesc Campei Boagiu pentru mandatul de vicepreședinte acolo, pentru că s-a descurcat extraordinar de bine, chiar dacă să știți că, în general, presa din România nu e foarte interesată, sau publicul din România nu este foarte interesat de subiectele care se discută la nivel de PPE sau la nivel european. Și de data aceasta au fost teme importante și pentru România, tema migrației, a securizării frontierelor, au fost câteva teme importante pentru România dezvoltate acolo. Vă mențineți declarațiile de ieri legate de Comisia din Parlament în ceea ce privește pe domnul Oprea și dacă veți depune o moțiune simplă sau nu? Mâine dimineață la 9.30 avem ședința de unificare și da, ne menținem toate declarațiile referitoare la cazul Oprea, i-aș putea spune. Din nefericire pentru noi suntem, așa cum spunea președintele României astăzi la ARA, suntem în a cincea zi în care opacitatea caracterizează instituția Ministerului de Interne. Și spun asta cu toată părerea de rău, pentru că această instituție merită toată aprecierea și nu are voie nimeni, începând cu ministrul până la ultimul angajat din Ministerul de Interne, să lase, să flaneze suspiciunea asupra acestei instituții sau să-i prejudicieze imaginea. Credem că această tăcere este rușinoasă pentru domnul Oprea și mâine vom discuta, așa cum spuneam ieri la Buzău, despre orice fel de mijloc parlamentar, pârghie parlamentară, prin care să putem să aducem opiniei publice lămuririle necesare. Că va fi o moțiune simplă și cred că ar fi cea mai potrivită variantă, dar nu depinde doar de decizia mea și a lui Vasile Blara și colegii noștri din grupurile parlamentare vor trebui să-și spună părerea. Comisia de anchetă e mai dificil de organizat, știți foarte bine de ce, pentru că regulamentul prevede că atunci când este o anchetă în curs, nu poți să derulezi o comisie de anchetă, chiar dacă propunerea vine de la ONG-uri, dar vom discuta și aceste aspecte, vom vedea în ce măsură e posibilă. Chemarea ministrului în Parlament, cu ocazia orei ministrului în Parlament, vom găsi toate modalitățile, le vom analiza, vom vedea care dintre ele sau care variantă va fi cea mai bună pentru a putea lămuri acest caz. Pentru că un singur lucru n-am să pot accepta nici eu, nici Partidul Național Liberal. Și anume acela să lăsăm... Vă rog. Ziceți că ați vorbit despre lucrurile de la București. Da, desigur. Nu o să putem lăsa nelămurită această situație absolut atroce. Și niciun cost, pentru că auzeam la un moment dat că PNL-ul nu va declara nimic pentru că își va face calcule politice, pentru că are nevoie de voturile UNPR-ului la o moțiune de cenzură din primăvară. Nu uitați, am făcut același gest și la moțiunea de cenzură facem același gest și acum. Niciodată din calcul politic, Partidul Național Liberal nu va renunța la teme care țin de interesul public. Evident că tema aceasta a născut un interes din partea societății și din partea electoratului justificat extrem de mare, motiv pentru care a fost primul partid care a avut prima reacție din scena politică românească raportat la situația vicepremierului Oprea. Și îl îndemn în continuare să aibă totuși înțelepciunea care acum, în ultimul ceas, să vină cu niște declarații publice, pentru că cu toții avem nevoie de transparență în exercitarea unui mandat public și, desigur, și opinia publică merită toate lucrurile. Bun. Dragilor. Întrebare. Care este reacția Partidului Național Liberal legată de declarația domnului Ponta privind închiderea granițelor? Mi-a spus și domnul președinte Klaus Iohannis. Ce atribuții are domnul Ponta în zona asta? Răspuns, niciuna.
Ce mandat a avut de la președintele României pentru a participa la astfel de întâlnire? Poți că președintele României răspunde într-un cuvânt de politică externă a Uniunii. Niciun. Adică dânsul se pronunță în timp ce președintele pleacă la un summit la Bruxelles, tocmai pe tema asta. Deci el se antipronunță.